Bună ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint o nouă ediție specială a știrilor Pro TV. Patricia Podoleanu este la biroul electoral unde votează lidera PAS Maia Sandu. Colega noastră, Natalia Ghețu, se află la secția unde își va exprima opțiunea președintele Igor Dodon, iar Daniela Focșa la biroul unde este așteptat Ilan Șor. Mergem acum la secția unde votează Maia Sandu. Patricia Podoleanu vine cu detalii. Patricia, bună ziua! Bună ziua, Tatiana, bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă aflu în fața liceului Petru Rareș din capitală și o așteptăm pe lidera PAS, Maia Sandu, care își va exercita dreptul la vot la secția de votare din spatele meu. Deocamdată aceasta nu s-a apropiat aici, dar vedem deja că sunt aici în preajmă câțiva membri și susținători ai blocului electoral acum. Maia Sandu nu concurează pe această circumscripție electorală, ci doar își are viza de reședință în apropiere, prin urmare votează aici. Pe această circumscripție de aici, numărul 27, sunt înscriși și 5 concurenți electorali. Așteptăm din clipă în clipă ca ea să vină, pentru ca ulterior să o întrebăm pentru ce anume a votat și ce așteptări are de la aceste parlamentare. În secția de votare din spatele meu sunt așteptați astăzi la urnele de vot 2947 de persoane, dintre care abia 304 și-au exprimat dreptul la vot. Deocamdată atât de aici, revenim cu detalii în jurnalul următor. Tatiana? Patricia, îți mulțumesc. La mai multe birouri electorale din țară deschise pentru cetățenii din stânga Nistrului, alegătorii ar fi fost aduși la vot în mod organizat. S-a întâmplat și în satul Coșnița din Dubăsar, acolo unde se află colegul nostru Cătălin Gorea. Acesta este în legătură telefonică cu noi și ne spune mai multe detalii. Cătălin, bună ziua, te ascultăm! Revenim un pic mai târziu la colegul nostru Cătălin Gorea. Vlad Plahotniuc a votat fără să anunțe ora și locul unde o va face. Totuși, liderul PD a avut grijă să se filmeze și să posteze imaginile pe internet. Copreședintele blocului acum, Andrei Năstase, și-a exercitat dreptul la vot în cartierul Telecentru, în circumscripția în care candidează. Vlad Plahotniuc s-a prezentat la un birou electoral situat în apropiere de sediul Democraților și de casa sa. Liderul PD nu a anunțat ora și locul unde va vota, dar s-a filmat și a postat imaginile pe internet. Am votat pentru Partidul Democrat pentru ca Moldova să nu mai nimerească pe mâinile partidelor de opoziție incompetente care vor să vină la guvernare, să stopeze indemnizațiile și ajutoarele, să micșoreze salariile și pensiile, să închidă din nou școlile, cum am mai făcut-o anterior, și să arunce în general țara în haos și sărăcie. De aceea vă îndemn pe toți. Votați 3 trandafiri. Andrei Năstase a votat în cartierul Telecentru, venind la vot cu soția sa. De data asta avem de-a face cu niște alegeri cruciale pentru țară și eu am încrederea că experiența proastă de la Chișinău va determina cât mai multă lume să iasă la vot. Să votăm așa cum se cuvine pentru această țară și să ne protejăm votul. Și Pavel Filip, dar și Adrian Candu și-au exprimat opțiunea de vot. Premierul a mers la secția de votare împreună cu soția sa, iar președintele Parlamentului a spus pentru cine a votat chiar la ușa biroului electoral. La ora 8:30 de minute a votat și premierul Pavel Filip. A venit împreună cu soția la secția de votare numărul 94, acolo unde și-a exercitat opțiunea. Acesta spune că a votat pentru echipa din care face parte, pentru ca lucrurile pe care le-au început să le poată continua. Deja a venit timpul să spunem deschis pentru ce am votat, pentru echipa Partidului Democrat, care a demonstrat prin fapte că poate guverna o țară și că într-un timp absolut scurt și pornind de la o criză, am obținut realizări frumoase. Spune mai departe că vor schimbarea, vor justiție corectă, vor transparent. Partidul Democrat acest lucru și-a făcut.
Premierul Pavel Filip candidează pe circumscripția de la Strășeni. Acesta însă nu a votat pentru sine, așa cum acest lucru ar fi posibil doar acolo. Și președintele Parlamentului Adrian Candu și-a dat votul. Acesta a mers la o secție din sectorul Buiucane al capitalei. Înainte de a pune ștampila pe buletinele de vot, Candu s-a oprit să se salute cu membrii biroului electoral. Viitorul țării este în votul de astăzi. Să avem în cel mai scurt timp posibil să avem guvern pentru a asigura și stabilitate și dezvoltare în țară. Și bineînțeles, vom fi deschiși să discutăm cu partenerii, cu viitorii parteneri de coaliție pe cele mai importante elemente. Adrian Candu a spus deschis pentru cine a votat, chiar la câțiva metri de la ușa secției de vot, deși anterior s-a anunțat că agitația electorală este interzisă la o distanță de 100 de metri de secții. Inițial, președintele biroului electoral unde a votat Candu ne-a confirmat această informație, iar ulterior, după ce a sunat la CEC, ne-a spus că lucrurile s-ar fi schimbat. Am sunat la CEC și a spus că nu în jurul a 100 de metri, dar să nu fie la 3 metri de la birou. Și a spus că, conform articolului 52, dacă e la 3 metri sau 5, se poate să fie afișate și panouri și pliante. Maia Sandu votează în aceste momente, să urmărim procesul și să ascultăm câteva declarații. Hai, dă una. Oh, pardon. Dragi cetățeni, acum, ați spus bine acum, dragi cetățeni, prieteni, vrem să vă anunțăm că astăzi e o zi tare frumoasă, potrivită pentru a ieși din casă și pentru a ne da votul. Dar dacă să vorbim foarte serios, cu toții trebuie să conștientizăm cât de gravă este situația în Republica Moldova, cât de important este să punem capăt hoțiilor, să punem capăt degradării, să facem ordine în această societate până nu e prea târziu. Cu toții înțelegem că o gașcă de hoți care a capturat instituțiile statului, care le folosește împotriva noastră în fiecare zi, care ne sperie, ne amenință, care ne sărăcește, care ne alungă copiii și nepoții de acasă, este tare periculoasă pentru țară, pentru noi toți. E șansa noastră, dar e și datoria noastră să salvăm țara, să ne salvăm societatea, să salvăm viitorul copiilor noștri. E tare important ca să facem diferența dintre adevăr și minciună. Știm cât de multe abuzuri s-au comis în această campanie, știm cât de multe falsuri s-au distribuit în această campanie. Cei care sunt astăzi la guvernare nu vor ca dumneavoastră să votați pe bază de adevăr. Ei vor să vă manipuleze, să vă mintă, ca să poată să rămână ei în continuare, să vă fure, să trăiască în lux, să știe că nimeni nu o să-i sancționeze pentru ilegalitățile pe care le-au comis. Noi suntem oameni conștienți și astăzi auzim despre abuzuri care deja se comit. Vedem în secțiile de vot și chiar în unele, deci la intrare în secțiile de vot și chiar în secții de vot au fost depistate materiale promoționale. Această guvernare și pe ultima sută de metri încearcă să fraudeze alegerile. Suntem îngrijorați de numărul mare de cetățeni din Transnistria care sunt organizați și plătiți ca să vină să voteze aici. Noi vrem să votăm conștient. Atunci când oamenii nici nu știu ce fel de candidați, ce fel de partide sunt în Republica Moldova pe malul drept, atunci când ei sunt plătiți, asta nu înseamnă altceva decât transnistrizarea Republicii Moldova. Pericolele sunt foarte mari.
Pe de o parte, cetățenii noștri din afara țării nu sunt lăsați să voteze, pe de altă parte, aici încearcă să se mituiască în continuare electoratul. Toți cei care înțelegem cât de gravă este situația, toți cei care nu ne lăsăm manipulați, nu putem fi mințiți, haideți să ne mobilizăm și să ieșim într-un număr mare la vot. E șansa noastră. Revenim la colegul nostru Cătălin Gorea, care se află în satul Coșnița din raionul Dubăsari, unde mai mulți alegători ar fi fost aduși organizat la secțiile de vot. Cătălin este în legătură telefonică cu noi și ne spune detalii. Cătălin, bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, Tatiana, bună ziua, doamnelor și domnilor! La biroul electoral cu numărul 47 din Coșnița, acum o oră au ajuns mai multe autocare cu peste 200 de alegători. Oamenii spun că sunt din regiunea transnistriană și că transportul le-a fost pus la dispoziție gratuit de persoane care le-ar fi spus să voteze pentru partidul Șor. Unul dintre alegători a declarat că i-a fost promis și bani pentru asta, însă nu a precizat despre ce sumă este vorba. Reprezentanții partidului Șor nu au reacționat deocamdată. Ziarul de gardă scrie că la doar câteva minute de la deschiderea secțiilor de votare din localitatea Dorotskaya, raionul Dubăsari, alegătorii din stânga Nistrului au fost aduși în mod organizat pentru a-și exercita dreptul la vot. Autocare și microbuze pline cu alegători au fost surprinse și în orașul Ștefan Vodă, la Căușeni, dar și la Șoldănești. Nu este clar cine i-a adus pe oameni acolo, deocamdată atât la acest subiect. Cu detalii revenim în jurnalele următoare. Tatiana? Cătălin, îți mulțumesc. Mergem acum la biroul electoral, unde urmează să voteze președintele Igor Dodon. Acolo se află colega noastră, Natalia Ghețu, și vine cu detalii. Natalia, bună ziua, te ascultăm. Bună ziua, Tatiana, bună ziua, doamnelor și domnilor. Suntem la secția de votare numărul 27, unde în câteva minute trebuie să apară șeful statului pentru a-și exercita dreptul la vot. Până la această oră, la această secție, a votat 156 de persoane, însă sunt așteptați peste 1700 de alegători. Cei mai matinali au fost vârstnici, dar și membrii secții, membrii biroului de votare. Pentru scrutinul de astăzi a fost deschisă peste 2000 de secții de votare, dintre care 126 peste hotarele țării. Declarațiile făcute de șeful statului, puteți să le urmăriți pe site-ul protv.md. Atât de aici, Tatiana. Natalia, îți mulțumesc. În câteva minute își va exprima opțiunea și primarul degrevat de Orhei Ilan Șor. La secția unde va vota acesta se află colega noastră, Daniela Focșa. Daniela, bună ziua! Bună ziua din nou, ne aflăm acum la secția de votare din incinta Liceului Mihai Sădoveanu, unde în jumătate de oră ar urma să ajungă Ilan Șor. După ce 4 ani a condus orașul Orhei, acum Ilan Șor se vrea deputat în Parlament, așa că a candidat în fruntea listelor de partid, dar și pe circumscripția uninominală numărul 18. În presă se scrie că principalul adversar al acestuia pe această circumscripție ar fi reprezentantul blocului acum, Valeriu Munteanu. Ilan Șor este condamnat de prima instanță la 7 ani și jumătate de închisoare în dosarul fraudelor de la Banca de Economii. Vreau să menționez de asemenea că până la această oră la secție aici au votat peste 280 de alegători. Din cei 2800 care sunt așteptați, am observat că agitația electorală este întoi. Reprezentanții unor partide stau chiar în apropiere la poartă și îndeamnă oamenii să voteze pentru un anumit partid și în part plin. Atât de aici, revenim cu detalii în următorul jurnal. Daniela, îți mulțumesc. Acestea au fost știrile cu o nouă ediție specială. Vă aștept într-o oră. Pe curând!